Odată cu lăsarea serii, mii de turiști localnici au ieșit la plimbare prin târgul de Crăciun, s-au fotografiat lângă bradul împodobit și au alungat frigul cu un pahar de vin fiert, un ceai sau o ciocolată caldă. Ținând cont că anul trecut nu am putut să ieșim, am zis că anul ăsta să profităm. Ne place foarte mult bradul, suntem încântați și atmosfera de sărbătoare ne încântă. Ne place foarte mult aici în Sibiu și am vrea ca și la noi acasă în Chișinău să fie așa ca la voi. Feria luminițelor, caruselul, roata panoramică, dar și casa și trenulețul lui Moș Crăciun au adus zâmbete pe fețele celor mici și nu numai. Noi suntem din Timișoara, numai ce am ajuns și am zis să încercăm și roata. E foarte frumos, da. Nu se compară cu târgul nostru de la Timișoara. Am venit pentru târgul de Crăciun. Minunat, ce putem să spunem, o experiență foarte plăcută. În târgul de Crăciun de la Sibiu a ajuns și Moș Crăciun, care a decis să se odihnească pentru câteva zile și să facă fotografii cu toți copiii. Am fost foarte ocupat, moșul, și eu și spiritușii. Ne-am chinuit să facem fericiți cât mai mulți copii. Târgul de Crăciun de la Sibiu rămâne deschis până pe 2 ianuarie.